Suspendarea președintelui ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, nu are dată limită și nu poate fi demis. Demis nu poate fi de nimeni demis. Lui ori încetează mandatul de drept, ori își dă demisia. El nu poate fi demis de nimeni. Nu se pot face alegeri pentru că el este suspendat. Dacă ar înceta mandatul de drept, atunci prefectul e obligat să anunțe guvernul și în termen de 60 de zile trebuie să se organizate alegeri dar la ora actuală este suspendat. Nicușor Constantinescu a fost suspendat după o perioadă mai mică de șase luni în care a avut concediu medical. Mai 19 până pe 11 august a fost în concediu medical. Avem documente, absolut toate documente. De fapt, concediu medical era până pe 31, dar pe 11 fiind suspendat, n-am mai contat că concediu medical e până pe 31 august. De pe 11 el este suspendat, el poate să stea suspendat până în 2016. Nu eu hotărăsc. Nu pot eu să ridic suspendarea. Suspendarea nu pot să o ridice decât prefectul. În prezent, președintele suspendat al CJC se află în America, atribuțiile fiindu-i preluate de vicepreședintele Cristinel Dragomir.